Servus, my friend, bună dimineața la amiază, e abia 12-17 minute, totul este conform planului, aș putea spune, vin de la Rădăuți și n-ai să crezi că merg spre Cluj-Napoca. Tocmai am ieșit de aici, din marginea, eu am mai venit o singură dată pe aici, dar era noapte, deși era noapte, mi-a plăcut ce am văzut. Și acum am intrat în legătură directă, transmitem de pe sala sporturilor. Hop, hop, stai că mi-a dat cu eroare, mă scuz, te rog. Vorbeam acum cu Alin, Alin face parte și el din grupul nostru de WhatsApp, Socar Motorin. Și l-am întrebat, zic, bă, care-i drumul cel mai ok? Bă, zice, pe acolo, pe la Sucevița, nouă, bun, așa, Vasile, n-ai să crezi că pe acolo mă duc. Și aici, pe aici pe undeva trebuie să fie mănăstirea Sucevița. După cum bine știi, pe aici prin Moldova sunt foarte multe mănăstiri din astea. Și chiar și Alin îmi zicea, zice, bă, prețurile sunt destul de decente. Și să știi că turismul funcționează nu neapărat din prisma, să zic, a bisericilor, a... Mă rog, ideea este alta. Ideea este că iau foarte multe acțiuni din astea în aer liber, pe munte, cu tiroliană, cu Madagascar, cu toate astea, știi? Bă, dar ce mă enervează că nici aici n-o plouat. Am luat o femeie la ocazie, am dus-o vreo 3 km, exact cât să pot să absorb niște informații. Oamenii de aici, mare parte, sunt plecați afară. Ia uite, bă, ce frumos. Bă, dar cum să nu-ți placă, mă, așa ceva? Bă, l-ai văzut? Erau două bătrânele, frate, îmbrăcate în port național. Foarte frumos. Puțin de stânga, de dreapta. Ce e aici? Adunătură. Ia uite, mă. Bravo, mă, felicitări. Bă, mă, ce-mi place. Uită-te și aici, încă o doamnă în vârstă. Foarte frumos, nene. Extra. Ia uite, mă. Mamă, mi s-a ridicat părul pe mâini, te uiți? Vorbesc serios. Foarte frumos. Bravo, mă, felicitări. Mamă, mă bucur mult când văd chestia asta. De ce zic asta? Pentru că du-te în spanac, Vasile, de unde recoi fi vrând să te duci? Prin garduri la oameni ăștia. Vasile, ia uite-l, bă, băiatule. Bă, dar sunt unii ce n-are rost să povestim că am văzut ceva frumos și n-are rost să ne inducem o stare mai puțin pozitivă. Mă bucur când văd oamenii ăștia în port național, în port popular și mai ales tinerii. Uite, vezi și tinerii. Chestia asta se predă mai departe. Felicitări, mă, bravo vouă. Nu-i nimic, are iPhone, umblă pe telefon, e ok, frate, dar are port popular, e perfect și până aici. Oricum, cred că 85% bateria. În sfârșit, ideea este că e important să predăm toate lucrurile astea și generațiilor viitoare. De ce spun asta? Pentru că rădăcinile sunt cele mai importante. Deci un popor fără rădăcine, dacă nu știi măcar puțină istorie, cine dracu a fost Harapal, nu mă interesează. Nici Prâzlea cel Voinic foarte mult. Dar mă interesează pe cine a fost Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș și Avram Iancu. Ce au făcut ăștia pentru România, frate? Înțelegi cum zic? Ce e aia, Marea Unire, Mica Unire? Explică-mi, știi? E important să se cunoască lucrurile astea, ca să le putem da mai departe. De ce? Pentru că atunci când... Nu știu, iei pe cineva care, băi, nu știe toate lucrurile astea și încep să-l înveți istorie. El începe și înțelege, da? Deci înțelege de unde vine, de unde vin ceilalți, de ce suntem aici. E foarte important să înțelegem lucrurile astea. Aici e minunea naturii. Minunea... Uite ce face ăsta aici. Face ceva din astea de bârne, vezi? Foarte faină și astea. Ce era aici n-am văzut, centrul rezident n-am văzut, în sfârșit. Extraordinară zona, extraordinară, nene. Fabulos, îți dai seama încolo, e doar ce văd eu aici la margine, ca să zic așa, știi? Dar rămite încolo, prin muntele ăsta. Foarte frumos. Uite-o! E... Ideea care este? Într-adevăr, acum o mare parte din biserică este business, într-adevăr, dar eu vreau să-ți spun că
Dumnezeu nu este neapărat aici la biserică. Ideea este că degeaba nu au fost făcute mănăstirile, bisericile și toate astea, pentru că locurile astea au o încărcătură, au ceva. Bine ar fi să nu dispară, Doamne, Doamne este peste tot, trebuie doar să-L găsești și să-L înțelegi cum îl percepi tu, habar n-am. Înțelegi ce zic? Mamă, dar ce maestos, ce frumos, îmi place. Ce ziduri, ce... vezi? Zici că a fost așa un fel de mini-castel. Aici este locul unde toți vom ajunge. Mai devreme sau mai târziu. Că ești deputat parlamentar, tot la scafandru te bagi. Ia uite aici ce pensiune frumoasă am văzut. Ia uite și aici. Aici cred că este plin de pensiune, ne? Și tind să cred că și supraîncărcate. Dar zona e mirifică, Vasile, dar ce vorbești? Așa ceva. A, am înțeles iarăși că tot Alin mi-a zis că cea mai mare tiroliană, cea mai lungă bănuiesc tiroliană din România este pe zona asta, pe aici. Nu știu exact unde este. Mamă, dar m-am bucurat că am văzut oameni. Nu știu dacă era... ba numai astăzi este sărbătoare, Vasile. Da, într-adevăr, e sărbătoare astăzi. Nu știu dacă... sper să nu greșesc. Sfântul Ioan Botezătorul, nici nu mai știu. Ce zi este asta? Stai să mă gândesc. Miercuri. Că mâine joi la 8 la dimineața am treabă, da, așa. Astăzi este miercuri. În data de... Vasile Alexandrii, 20. Ia uite. Pensiuni, pensiuni, peste pensiuni. Mamă, am impresia că aici la șosea numai pensiuni sunt, serios. Toate casele arată fain, mă rog, 80 și ceva la sută aș putea spune. Poiana de Ariș, sau ce scrie acolo, n-am observat. Hotel Sofia. Oi, Vasile. Drumul vechi, strada Drumul vechi. Cine știe unde ducea drumul ăla? Da, o, de aici intrăm în împărăția României, aș putea spune. Ia uităm. Frumos, frumos. Mai văd așa pe dreapta aici jos, dar nu se vede de copaci. Dar mai zăresc așa câte o chestie, știi? Câte un adăpost. Mamă, am văzut o chestie veche aici sus, în stânga, dar nu știu dacă se poate. Ba da, uite. A, uite, mă. No, dă-i pace, că nu se vede. Mamă, dar ce mere ăla, bă, băiatule. Stai, mă, iar suntem la Paris-Dakar aici. Bă, dar nu-mi place că merg cu viteză ăștia. Ce să merg mai aici? Că vine ăla cu biodiesel ăla după mine. Restaurant. Mamă, ce faină e zona asta pe aici, nene. Mamă, stai, mă, mai încet. N-am o stație pe mașină, să zic, ăsta, suntem mai încet. Drum bun, stațiune turistică. Ia uite, îți dai seama ce se întâmplă pe drumurile astea pe aici. Se mai taie și aici pădure, cu siguranță că se taie. Uite, mă, ce iarbă verde aici, eu acum văd. Pe unde am fost, numai uscat a fost. Ia uite, împărate luminante. Ăștia se ia cu drumurile portocalii, pe ciclist în față. Gata, s-a pierdut semnalul. Aici e de sta Vasile. Unde nu-i semnal la telefon, puțin de stânga. Ne-am dus înainte și am reintrat pe drum. Bun. Mamă, dar e super aici, Vasile. Jos erau 32, aici sunt 27 de grade. Ia uite. Hai să aveți poftă. Făceai ceva acolo la grătar. N-are o nimica, o creacă de plop, n-are nimica, important este să fie grătar. Mi-e poftă de niște pește la grătar, serios. Nu
În Ciclasoma Mechi, ăsta e de acvariu, nu se pune ciclide africane, hai să mai mergem un pic. Nu, no, mă duc, poate văd tiroliana aia. Asta e România, Vasile! Madres Dios! Mamă, nene, n-ai să crezi, bă, băiatule, acum am început să cobor, mi-a venit un miros de mici pe la nas și am zis, pas. Uai, de capul meu, deci fii atent cum e încolo. Mamă, dar e senzațional, e mai fain ca pe partea aia pe la Vatra Dornei aici. Mamă, nici nu mi-am imaginat așa fain. Dar unde-i tiroliana aia, mă, că nu o văd, Aline? Ia uite drum pe acolo, nene. Mamă, e remarcabilă zona asta, mă, tu-ți dai seama prin munți pe aici ce tare, ui. Uite mă, tiroliana, pasul Palma. Unde e ăsta, frate, că nu l-am văzut? Uite, unor fi cablurile alea. Nu mă, că alea-s de tensiune, n-are cum. Ia uite-te, mă. Vai de capul meu. Asta din ăla de animăluță, cred că era, știi? Mamă, ce-mi place și gardul ăsta de lemn, așa, știi? Mama mea, cât de frumos e aici. Îmi place că e mai neîngrijit, ca să zic așa, e lăsat mai pe rustic. Bă, nu știu, eu cred că avem niște locuri din astea de odată în viață, le vezi, bă. Ăsta e călător. Sau n-o fi. Cine știe, nu știu. Să nu zici, din ăla de cort aici, sau ce-a făcut omul ăsta? Ba nu văd, de aici e tiroliana, Vasile! Nu am mai văzut, de aici pleacă. Nu era nimeni ea. Sărbătoarea astfel nu se dă nimeni cu tiroliana. Mi-am luat un Audi din pădure, vreau să stau un pic la umbră. Ia uite-te, Vasile! Mamă, fii atent sus, n-ai apucat să vezi, mă, bă, asta mă enervează. Era sus acolo ceva căpănuță, nu știu ce era. Ia uite ce traseu. Traseu învârtitor. E super aici, nene. E super, 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 super. Am văzut foarte multe plante din astea. Ferigă, știi? Ferici, ferigă. Planta e ferigă. Dacă e ele mai multe, hop, aici ce se mai întâmplă? Ia, 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 ia. Mare atenție că vă sare cocul din cap. De capul nostru. Omă, că Valentin e atent. Fii atent, broazii ăștia, ce drept sunt. Trebuie să-i înlocuiască ei cu ceva de plastic. Ai văzut filmul la Insula? The Iceland. Trebuie să-l vezi. Op, 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 op. Uite-mă și cu Loreganu poți să vii pe aici, uite al parking pe aici, vezi? Ia să vedem ce e aici, campare, rulote, cazare. Stai așa un pic, Casa Sofia, caută și tu așa. N-are număr de telefon, cel puțin, ba da, uite acolo. Poate vrei să vii pe aici, prin camping, știi? Cred că e fain și aici, n-am fost, n-am văzut, îți dai seama. Caută și tu Casa Sofia, nu știu dacă s-a luat numărul de acolo. Madres Dios, dar ce fain e. Mamă, stai așa că e o zonă, stai așa că imediat facem aici la dreapta și se vede mai bine. Stai un pic.
Ia uite. A? Cum te cazezi tu acolo? Și zici, doamne, trebuie să ții o șpână pe la 3, că vreau să vă curcubeul. E noapte, mă, băiete. Mama mea, doamne, ce frumos e aici. Se vede că nu e îngrijită, știi, zona. Probabil că și lucrul acesta, muntele atrage, știi? Cu magnetism. Era să zic că e cord, dar nu e cord, mă, că e solar. Ia uite ce apă bună are aici, în grădină. Uite porțile astea, uite-te. Super, mă, super. Asta e România magică, nene, ce să zic. Drumul ăsta cred că a rămas așa din 44, știi, bă? Doar ăia cu gipane să mai vină. Uite și ăsta ce frumos și-a făcut căpăluța aia acolo sus. Ăsta e fânar din ăla, cred că îi spune, știi? Unde coase de aici, de pe cosește și-l strânge acolo pentru iarnă. Asta îți dai seama că de pe vremea lui Ceaușescu-s pietroaiele astea pe aici, știi? Ce a zis noi pe aici, băieții cu Dacia 1300 și 1310. Sigur, ori mai sări pe aici, că îți dai seama acum. Oh. E frumos, mă, e frumos. Mie mi-a plăcut mult de tot. Ce scrie aici? Pericol de accidente. Pericol de accidente e toată România. Ar trebui să umpleți România cu panouri din astea. Solvic, țiglă metalică. Ce a apărut ăsta, mă, cu țiglă? Uite și ăsta face ceva aici. Hei, revinoți! I s-a dus și Geo și Paraleu. Madre Dios! Bine că am mașina goală, bă, băiete. Ia uite. De la Alba. De la Alba Lact, a venit el pe aici. E în concediu, mă, ce știi tu? Suceava, spre casă. Ia, uite-l, mă, și pe Mu. București, hai, bine ai venit. Trr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 r
Mai pe aici cu slow motion. Nene, ce să zic, plimbă-te prin România și după aia încearcă exteriorul. E o țară absolut magică. Vatra Bucovinei. Huba-ruba.